Pentru astăzi, la rubrica Idei de afaceri, aș vrea să vă vorbesc despre o afacere care se poate face aproape pe întreg teritoriul României. Dar în același timp vreau să aduc în atenția dumneavoastră o imensă bogăție pe care acest popor o are și constat și acum, probabil că am constatat și cu alte ocazii, că nu știm să ne valorificăm aceste imense bogății. Deseori trăim cu impresia că doar aurul de la Roșia Montană este cea mai valoroasă bogăție. Am să vorbesc astăzi despre ape geotermale. Și pentru că nu sunt nici inginer geolog și nici specialist în exploatarea acestor ape geotermale, îl am lângă mine pe domnul Miron Sfârle, care este inginer geolog. Bună ziua! Bună ziua! Să spunem celor care ne urmăresc că noi, de fapt, acum suntem undeva la 10 km de municipiul Oradea, județul Bihor. Suntem în localitatea Sfânt Andrei din apropiere. De ce am ajuns aici? Am ajuns pentru că aici, până nu demult, era o investiție, cred eu, profitabilă. Nu i-am găsit pe patron pentru că afacerea lor este aproape în faliment. Au și ei probleme economice în această perioadă de criză. Dar în spatele meu, după cum vedeți, a fost o bază de producție, a fost o fermă unde se creștea somn african. România, din cunoștințele mele, are doar două, sau mai corect spus, avea doar două unități. Una aici lângă Oradea, la Sfânt Andrei, iar cea de-a doua fermă care funcționează este lângă Arad. Probabil dumneavoastră știți mai multe, o să vă rog să ne spuneți de ce această afacere este închisă, pentru că dumneavoastră erați cel care furniza apa caldă, apa geotermală. Da, problema cu ferma a pornit în momentul în care piața de desfacere a început să scadă în România și cei de la pescărie au fost obligați la un moment dat ca să importe din Ungaria peștele pe care înainte îl produceau singuri și acum folosesc bazinele și din spatele nostru numai pentru a depozita peștele importat din Ungaria pentru o perioadă scurtă de timp, după care îl livrează în toată țara. Practic, ei folosesc pentru creșterea peștelui african apă geotermală. Aici, în apropiere, se găsește o sondă care are un debit potențial de 50 de litri pe secundă cu o temperatură de 80 de grade. Dar necesarul pentru pescărie este numai de 2 litri pe secundă, astfel încât o mare cantitate din energia geotermală care există în această zonă nu este utilizată. Acum, eu aș vrea să profit de experiența pe care o aveți dumneavoastră și să vă întreb de cât timp lucrați în acest domeniu al geologiei, al exploatării apelor geotermale. Da, practic lucrez în acest domeniu al exploatării apelor geotermale de când am terminat facultatea în 1979, deci am o vechime de 34 de ani numai în acest domeniu de forarea sondelor și de exploatare a apelor geotermale. Practic aș putea spune că am participat la săparea aproape a tuturor sonde de ape geotermale din județele Bihor și din Arad. Acum, eu până nu de mult am trăit cu impresia că doar undeva în județul Bihor, eventual Arad, există o zonă cu ape geotermale. Dar în momentul în care am aruncat o privire peste harta Europei cu această bogăție, am constatat că țările vecine au asemenea bogății și că, de fapt, ape geotermale există și în alte județe, județele Mureș, chiar și în sudul țării, probabil și în Dobrogea. Desigur că temperatura este, se pare, puțin mai scăzută și probabil că nu întotdeauna sunt îndeplinite condițiile cele mai bune pentru exploatare. Aș vrea să facem împreună un salt, nu în timp, un salt dincolo de frontiera României, pentru că bănuiesc că dumneavoastră ați avut ocazia să cunoașteți ce se întâmplă în țările vecine, în celelalte țări europene, cu această bogăție, repet încă o dată, apele geotermale. Unde ați călătorit? În interes de serviciu, desigur. Dar ce vreau să vă spun este că în România, în anul 1980, s-a făcut Asociația Națională a Geotermaliștilor, care apoi a fost afiliată la Asociația Internațională de Geotermalism. Această Asociație Internațională de Geotermalism ține niște congrese din 5 în 5 ani în care se întâlnesc specialiști în geotermalism din toată lumea, din Europa, din Statele Unite, Japonia,
Africa. Eu am participat la mai multe congrese din acestea de geotermalism și de asemenea am fost în niște vizite de lucru în țările învecinate, în Iugoslavia, respectiv Serbia și Ungaria, Austria, Germania. Vreau să spun că spre deosebire de stadiul actual de dezvoltare a geotermalismului din România, mai bine aș putea să spun că stau aproape toți vecinii care ne înconjoară. Aș vrea să remarc în primul rând Ungaria, unde există un sprijin mult mai mare pentru acest sector industrial și în care exploatarea apelor geotermale este mult mai diversificată și mult mai bună decât la noi. Haideți să luăm exemple. Ne spuneați adineori că ați fost în Germania. Ce fac nemții cu apele geotermale? Ce destinații le dau? Vă pun această întrebare pentru că eu am citit și probabil au citit și cei care ne urmăresc că aceste ape pot să primească diverse utilizări. Probabil că le vom stârni curiozitatea și interesul și cine știe într-un viitor nu prea îndepărtat, investitorii români își vor îndrepta atenția spre această bogăție, care este păcat să nu fie valorificată în condițiile în care asistăm pe de o parte la o criză economică, iar pe de altă parte această criză energetică ne afectează din ce în ce tot mai mult. Și nu este moral, nu este normal ca acest popor să aibă o bogăție imensă, o bogăție atât de valoroasă și să o privim nepăsători. Observ că același lucru îl fac și guvernanții. Cred că dacă i-am întrebat printr-un sondaj de opinie, majoritatea nici nu ar ști ce sunt apele geotermale. Facem acest lucru public. Cu ajutorul dumneavoastră le explicăm și guvernanților, și românilor că în această țară există ape geotermale. Haideți să mergem în Germania și în mod concret o să vă rog să ne spuneți ce fac nemții cu aceste ape. Da, partea care am vizitat-o din Germania este în Bavaria, în jurul orașului München. Am vizitat câmpurile geotermale de la Unterhaching și din împrejurim. Germanii folosesc apa geotermală în două trepte. Într-o primă treaptă este folosită pentru producerea de energie electrică, iar în a doua treaptă pentru încălzirea orașului. Ceea ce vreau să menționez este că întotdeauna în sistemele de exploatare a apelor geotermale din Germania este un sistem dublet. O sondă de producție și o sondă de injecție sonda de injecție folosită în două scopuri. Odată pentru a nu polua prin deversarea apelor geotermale în emisar de suprafață, iar al doilea scop pentru care se face această reinjecție este pentru menținerea presiunii de zăcământ. În Germania există... Deci folosesc așa numitele pompe de căldură care nu fac decât transferul termic, iar apa se reîntoarce în subteran pentru a nu produce acele avarii, acele cutremure, acele probleme care pot să apară în urma unor exploatări, să le spunem noi, neraționale. Aici aș vrea să fac o mențiune legat de utilizarea pompelor de căldură. Pompele de căldură în general sunt utilizate atât în Germania cât și pe plan mondial când temperatura apei geotermale este scăzută, ajunge în jur de 40-45 de grade. Dar în momentul în care această apă geotermală are temperaturi ridicate de 90-100 de grade, chiar 80 de grade poate fi considerată o apă energetică, apa este dirijată către schimbătoare de căldură, de unde printr-un sistem secundar se prepară agentul termic folosit pentru încălzire. Pompele de căldură care au scopul de a ridica temperatura agentului termic de la o valoare mică spre una ridicată se aplică doar în cazul în care aceste temperaturi de zăcământ și de exploatare a apelor geotermale sunt mici. Când spun mici, mă refer la acel nivel de 40 de grade Celsius. Acum, probabil că există și producție de energie în sistem termo. Una e să ridici temperatura apei la presiunea și temperatura de vaporizare de la 10 grade sau eventual chiar o temperatură mai mică și alta e să faci acest lucru de la 90 de grade. Deci costul unui kilowatt în aceste condiții este mult, mult diminuat. Am putea și noi românii să avem asemenea investiții și desigur, ca să facem legătura cu beneficiarii, adică cu populația, am putea să avem un curent electric la niște costuri mult mai mici și probabil un preț mult mai mic. O stație pilot de producere a energiei electrice de apă geotermală a fost montată tot aici în Oradea, dar de către o altă firmă. Au o sondă în care are o temperatură de 100 de grade.
apa este dirijată, o parte din debitul de produs de către sondă este dirijat către centrala electrică, modulul de producere a energiei electrice și restul pentru producerea de energie termică pentru alimentarea orașului. Deci un prim pas a fost făcut, dar încă nu este la o scară industrială ca să putem vorbi și la noi în țară de producerea de energie electrică din această resursă naturală. Bun, dar eu am reținut din ce ne-a spus dumneavoastră că în Germania acest lucru se întâmplă și acolo se produce curent în unități foarte mari. Da, da, acolo este un procedeu curent, un procedeu deja normal, bine stabilit și normal de utilizare a apelor geotermale. În prima treaptă se produce curentul electric, iar abia în a doua treaptă apa geotermală este folosită pentru încălzire. Bun, unde mergem din Germania? Ce altă țară ați mai vizitat și ce noutăți ați văzut acolo? Da, în afară de Germania am fost în Austria. La fel, în Austria apa geotermală este folosită pentru încălzire și pentru producerea de energie electrică. Acolo am participat la montarea unui modul de producere a energiei electrice care a fost montat la o sondă de producție din Austria, iar sonda de injecție era de fapt pe partea cealaltă a graniței în Germania. Acest modul funcționează cu o temperatură de 80 de grade. Asta a fost o revoluție în producerea de energie electrică din ape geotermale, deoarece a fost printre primele module care au utilizat temperaturi de 80 de grade pentru producerea energiei electrice, deoarece în general se consideră că este rentabilă obținerea de energie electrică dacă temperatura ape geotermale are peste 100 de grade. Am înțeles. Bun, probabil că nu vă mai amintiți puterea electrică a acelei investiții. Nu, momentan nu, dar probabil câțiva megavați buni. Dacă ne-am întoarce la birou, probabil că aș avea aceste date, dar acum vă spuneam numai zonele pe care le-am vizitat și unde am văzut cum este utilizată această resursă naturală. Haideți să mergem și în Ungaria, țară vecină, țară care are aproximativ aceleași debite, are aproximativ aceeași temperatură. Da, aici aș vrea să fac o specificație. În general, apele geotermale din partea de vest a României sunt cantonate în două tipuri de rezervoare. În rezervoare poros permeabile, care sunt situate la o adâncime de până la 2000 de metri, aceste formațiuni aparținând panonianului, aceasta este o vârstă geologică a formațiunilor, iar o a doua structură care este purtătoare de apă geotermale este structura aparținând rocilor triasice din zona Bihor-Oradea, în care apele sunt cantonate în niște roci fisurate. Aceste roci sunt la adâncimea de 3000 de metri. Deci diferența în general dintre apele care sunt la 3000 de metri și apele care sunt situate cantonate în panonian diferă prin temperaturi. Dacă apele din Triasic ajung la temperaturi de 100 și peste 100 de grade, cele care sunt în panonian au temperaturile de 80 până la 90 de grade maxim. Și acum, ca să mă întorc înapoi la Ungaria, în general, toată apa geotermală care este exploatată în Ungaria este exploatată din formațiunile poros permeabile ale panonianului cu temperaturi de 80-85 de grade. Din punct de vedere al dezvoltării, exploatării acestor ape, cu părere de, nu știu să zic de rău, ei stau mult, mult mai bine decât noi. Sunt mult mai multe localități încălzite cu apă geotermală, au pus la punct și un sistem de reinjecție a apelor geotermale în aceste formațiuni poros permeabile, lucru care la noi încă nu se practică, nu s-a ajuns la tehnologia care să permită reinjectarea acestui debit înapoi în acvifer, iar ca utilizare este mult mai diversificat. Folosesc atât gazele care sunt asociate apelor geotermale pentru gazele, deci apa geotermală conține gaze dizolvate, aceste gaze dizolvate se separă la suprafață de apă, apa este trimisă spre diferiți consumatori, în timp ce gazele la noi în țară este evacuată în atmosferă, în Ungaria în general gazele sunt captate și folosite pentru acționarea unor motoare electrice, unor care la rândul lor acționează un generator electric sau sunt introduse direct în sistemul de transport pentru utilizarea gazelor la ardere în diferitele locuințe sau scopuri casnice. Austria, am înțeles că ați, nu Austria, Iugoslavia, da, Serbia. Și în Serbia am fost, acolo situația este puțin mai
jos ca nivel de dezvoltare decât în Ungaria. Apele geotermale din Serbia sunt cantonate tot în formațiunile panoniene. Debitele de exploatare sunt între 10 și 15 litri pe secundă, cu temperaturi de până la 80 de grade și sunt folosite numai pentru încălzire. Deci tot ce folosesc ei este pentru spații de încălzit. Vedeți, dumneavoastră, noi suntem un post de televiziune care vrem, în primul rând, să dăm informații agricultorilor și aș vrea ca aceste informații pe care ni le-ați dat dumneavoastră să le legăm oarecumva de interesul agricultorilor. Ce se întâmplă cu temperatura acestor ape? Cum este folosită în aceste țări pe care dumneavoastră le-ați vizitat? Ce v-a impresionat cel mai mult? Acum, sper să nu începeți cu varianta turistică, pentru că peste tot întâlnim băi geotermale, așa cum există și la Dacia, la băile Felix de lângă Oradea. Da, în general apa este să mă întorc înapoi în Ungaria, unde apa este mult mai intens exploatată decât în România. În general, micile ferme sau micile complexe de sere care sunt construite în Ungaria sunt alimentate cu energie geotermală. În cadrul mai multor programe europene s-au finanțat lucrări de săpare și de exploatare a apelor geotermale. Există multe asociații familiare care au primit acești bani, au reușit ca să-și sape propria sondă de apă geotermală, bineînțeles și cu sonda de injecție adiacentă, și să folosească apa pentru producție agricolă. Sere în care se produc tomate, se produc ardei sau alte legume. Au ape geotermale cu temperaturi de 50 de grade care sunt folosite prin încălzire în sol, sau în cazul în care apa geotermală are temperaturi mai ridicate, sunt registri de încălzire care sunt montați pe pereții laterali ai serei. Și atunci, bineînțeles că nu trebuie să ne surprindă când vedem pe piață în perioada de iarnă, atunci când este ger, când este foarte frig, să vedem aceste legume care vin din Ungaria. Pentru că, din anumite puncte de vedere, inclusiv climatice, între partea de vest a României și teritoriul Ungariei nu prea există diferențe, sau am putea spune, în mod sigur, nu există niciun fel de diferență. Da, așa este. Nu există diferențe din punct de vedere climatic între partea de vest a României și zona lor estică, și chiar în zona de Esta Ungarie este cel mai bine dezvoltat acest sistem de utilizare a resurselor geotermale. Ați spus adineori că ați văzut aceste ferme, aceste investiții care se realizează, investiții, să le spunem, de tip familiar. Cum arată? Mă refer la dimensiune. Cum arată serele? Cum se desfășoară activitatea? Că bănuiesc că ați intrat într-o asemenea seră și ați văzut ce se întâmplă. Da, în general sunt de suprafețe mici, 1 sau 2 hectare, o seră care este folosită pentru producție și a doua seră adiacentă celei principale de producție pentru cultivarea și creșterea răsadurilor. Se lucrează în general cu un număr foarte mic de muncitori care au grijă de culturile din cadrul serei, iar producția este valorificată de către unele din aceste sere și în exterior. Deci au ajuns ca să vândă roșii, ardei și... Inclusiv în Oradea. Inclusiv în Oradea, da. Bun, haideți să ne întoarcem la acest punct de lucru, cum îl numiți dumneavoastră, la această sondă. Haideți să le spunem oamenilor care sunt debitele și totodată ce credeți dumneavoastră, având în vedere această experiență de geolog și totodată de om care a văzut mult în această parte a Europei, ce se poate face aici? Dar în primul rând începe cu prezentarea acestei sonde. Da, deci sonda Sfânt Andrei este săpată la o adâncime de 3000 de metri, exploatează apa din colectorul Cretacic-Triasic, care are un debit la suprafață de 50 de litri pe secundă, temperatura de 80 de grade. În mod concret, comparând, desigur, cu debitele din țările europene, ce credeți că s-ar putea face aici, având în vedere și temperatura? Deci, din câte înțeleg, ajunge la 80 de grade. Da, sonda a fost cuprinsă într-un proiect al primăriei Oradea pe fonduri europene pentru alimentarea unui punct termic din oraș cu energie geotermală. Studiul de fezabilitate a fost întocmit, acum primăria din Oradea așteaptă ca
proiectul pentru realizarea aducțiunii și a transportului apei geotermale de la sondă către punctul termic să fie de asemenea finanțat pe fonduri europene. În zona în care va ajunge sonda, apa geotermală de la sonda din Sfânt Andrei, va mai ajunge și apa de la două sonde din orașul Oradea care aparțin Transgexului, vor fi colectate într-un rezervor comun, iar de acolo distribuite în funcție de necesități la mai multe puncte termice din oraș. Bun, dacă ar fi să construim o seră, pentru că după cum vedem, de jur împrejur nu avem decât o pășune pe care sunt câteva animale. Dacă un investitor ar dori aici sau în apropiere, pentru că există și posibilitatea să transportăm prin conducte această apă geotermală, cam care credeți dumneavoastră că ar fi suprafața de seră care s-ar putea realiza folosind doar apa geotermală de la acest puț? Până la 7 hectare de seră, dacă vom asigura și vârful de sarcină tot pe apă geotermală. Deci în perioada de iarnă, atunci când este foarte frig. Când este foarte frig, da. Suprafața maximă care poate fi acoperită numai din apa geotermală. Păi, și cum vă explicați dumneavoastră că absolvenții de agronomie care au auzit de această posibilitate, specialiștii, autoritățile, nu vin să stimuleze realizarea unor investiții de acest tip? Pentru că noi românii ne-am cam săturat să aducem roșii de peste mări și țări uneori și de foarte multe ori din Spania, 2-3 mii de kilometri, în condiții în care am putea să le producem în țară, am putea să nu mai facem acest efort valutar pentru importuri, pentru că la final de an ne trezim cu un curs valutar care nu este favorabil României și nu este inclusiv din acest punct de vedere, pentru că noi importăm în proporție de 70, 80 și uneori poate 90% din ceea ce punem pe masă. Acum, în ce privește cazul Sfânt Andrei, este un caz special. Suntem într-o localitate care este limitrof orașului Oradea și fiind în această... Și teoretic interese există, dar practic văd că nu prea există, pentru că această sondă nu este de ieri de astăzi, din câte înțeleg, este dinainte de 89. Da, în ce an a fost forată? Este adevărat. A fost forată în anul 1900. Probele de producție s-au terminat în anul 1998 la sondă. Dar nu la aceasta vreau să mă nu la acest aspect vreau să mă refer. Fiind într-o zonă limitrofă a orașului Oradea, în general terenurile sunt foarte scumpe. Intrăm într-o zonă rezidențială în care lumea este sau populația este mai mult interesată de a-și construi case, vile care să fie la marginea orașului. Bun, dar stați puțin. Totuși, este o pășune și am impresia că este o pășune aflată în proprietatea comunității, iar comunitatea ar putea să ofere această pășune celui care face o investiție în acest domeniu și probabil nu vile. Pentru că a fost o perioadă destul de lungă în istoria României post-decembriste, când ne-am tot gândit la cartiere tot mai luxoase, dar am neglijat un alt aspect și anume partea de producție. Iar dacă astăzi România are probleme economice, are și datorită acestei mentalități. Probabil că ar trebui ca mentalitatea celor din Consiliul Local de la Sfânt Andrei să fie puțin schimbată și aici, pe această suprafață, s-ar putea realiza mult mai ușor o investiție în acest domeniu, o seră, decât vile sau altceva. Da, probabil. Mai mult ca sigur că aveți și dumneavoastră dreptate. Sondele stau nefolosite tocmai pentru faptul că nu s-a găsit un investitor care să fie doritor. Un investitor sau mai mulți. Haideți să vă pun o altă întrebare. Cam câte sonde sunt în proprietatea firmei dumneavoastră? Cam câte sonde sunt folosite și ce destinații au la ora actuală? Pot să vă spun că sunt peste 100 de sonde. Din aceste sonde sunt utilizate în procent de 10-15% dintre ele. În general, sondele care au fost utilizate în prezent în proporție de 10-15%. Asta și datorită crizei economice prin care a trecut criza. Criza a venit de câțiva ani, dar vedeți dumneavoastră, aceste sonde, majoritatea, dacă nu în totalitate, au fost realizate înainte de 89. Deci în 1990, în 1995, nu ne-am trezit. Atunci mai erau bani, erau și credite bancare care poate se puteau obține mai ușor.
și nu am realizat asemenea producții. Mă gândesc la o experiență pe care am avut-o în urmă cu vreo 10 ani. Am venit din Sicilia și vreau să vă spun că erau sute de tiruri care veneau zilnic cu legume proaspete, inclusiv salată, pentru aceste țări din zona mai rece, mă refer la Austria și mai ales Elveția. Și atunci mi-am pus întrebarea, de ce noi România nu putem exploata aceste ape geotermale și nu putem să producem, de exemplu, salată, pentru că am dat acest exemplu, și să colindăm cu salata toată Europa. Să oferim asemenea produse, în special legume, țărilor care nu au condiții. Și repet exemplu Elveție, care știm cu toții că are alte condiții mult mai neprielnice decât România sau alte țări. Acum, n-aș vrea să apar ca un nostalgic al vremurilor trecute dinainte de 1989, dar, nu e vorba de nostalgie, e vorba de realitate. Dumneavoastră trebuie să vă prezentați un punct de vedere. Da, ca să-mi prezint punctul de vedere referitor la ceea ce a spus dumneavoastră. Deci vreau să vă spun că în zona Lovrin au fost construite înainte de 1989 peste 10 hectare de sere care au fost alimentate cu energie geotermală. Serele au fost desființate, s-au furat, s-au împărțit pământurile. De ce? Nu cred că sunt cel în măsură. Nu, am crezut că știți, de asta v-am pus întrebare. Nu v-am luat întrebare. La fel, în vecinătatea Lovrinului este localitatea Tomnatic. La fel au fost o suprafață de 7,5 hectare de sere. Serele la fel au căzut. N-au mai avut piață de desfacere. Deși energia era ieftină, era folosită la încălzirea apa geotermală. Mergând mai spre vest, orașul Sânt Nicolau, la fel are sonde de apă geotermale, la fel au fost complexe de sere construite și funcționau sondele înainte de 1989, iar după aceea serele au dispărut, s-au desființat, că au fost retrocedate terenurile, că n-a mai fost mână de lucru. N-aș putea să vă spun care au fost cauzele, dar acesta a fost scopul programului de executare de sonde de apă geotermală în zonă, în România. Momentan sondele stau și așteaptă investitori care să reconstruiască sere probabil mult mai moderne cu posibilități acum, de izolare termică știu, mai ridicată. Știu. Nu, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar o seră este formată, din câte cunosc, dintr-o structură care poate să fie din metal sau aluminiu, este formată din sticlă și, desigur, câteva conducte prin care circulă agentul termic. Cam asta este structura de bază a unei sere, care are niște ventilatoare speciale, care o dotare electronică care coordonează temperatura și așa mai departe. Sunt elemente pe care orice investitor român le poate cumpăra la ora actuală, fără mare efort financiar. Milion de euro hectarul de seră. Întotdeauna când discutăm despre costurile unei investiții, trebuie să avem în vedere nu costurile în primul rând, ci profitul realizat și recuperarea investiției. Sunt investiții, inclusiv în agricultură, care costă mult, dar la care costurile respective, inclusiv creditele bancare, se recuperează într-o perioadă scurtă. Iar din această categorie fac parte și serele. Pentru că la o seră, având agentul termic, nu obținem o cultură pe an, ci obținem mult mai multe culturi pe an. Eu aici m-aș întoarce înapoi la ceea ce vă spuneam despre Ungaria, unde există multe asociații familiare care au reușit să-și construiască sere care să fie încălzite cu apă geotermală, dar bineînțeles au accesat fonduri europene. Probabil dacă și la noi se va îmbunătăți acest sistem sau dacă ar fi cei interesați mult mai aproape sau mult mai în cunoștință de existența acestei posibilități, sursa de încălzire din apă geotermală, posibilitatea de utilizare a acestor fonduri europene, cred că și la noi situația ar fi alta. Dar probabil că aici trebuie dus o mai multă muncă de lămurire, probabil dispersată informația, ca să se știe că există atât resursa energetică, cât și posibilitatea de finanțare. Acum o să vă rog să vă întoarceți puțin în timp, să vă amintiți de anii studenției, de experiența din străinătate și să ne spuneți ce se mai poate face cu aceste ape geotermale. Deci, în afară de energie termică, încălzirea locuințelor, încălzirea serelor, producția de energie electrică. Da, pot să vă spun chiar de istoria utilizării apelor geotermale din orașul Oradea. În orașul Oradea, apa geotermală a fost folosită la pasteurizarea laptelui, a fost folosită la încălzirea serelor. Tot la fel, serele din Oradea aveau o suprafață de
acum n-aș vrea să exagerez. Câteva zeci de hectare. Nu, mă referam la apa geotermală. 4 hectare cred că au fost încălzite cu apă geotermală înainte de 1989, dar încet, încet și aceste sere au fost desființate. Să le spunem distruse, că e termenul cel mai corect. Când ai o asemenea bogăție, poți să faci îmbunătățiri, poți să le modernizezi, poți să schimbi orice, dar nu poți să le distrugi. Da, într-adevăr, toată zona în care au fost construită cu sere în Oradea, în momentul de față are altă destinație, au apărut alte firme cu alte profile, nu mai există sere în zona respectivă. Din același motiv și sondele care au fost utilizate pentru încălzirea serelor, în momentul de față sunt închise, tot la fel așteptând pe cineva care să dorească să utilizeze această apă geotermală. La un moment dat, dumneavoastră ne-ați spus că firma la care lucrați are peste 100 de asemenea sonde, mai sunt și alte firme în România, probabil că per total câteva sute de asemenea sonde există și majoritatea nu sunt folosite. Acum, probabil cei care ne urmăresc se întreabă dacă o fi costând apa geotermală din aceste sonde. Ce am putea să le spunem oamenilor din acest punct de vedere? Adică este foarte costisitor să folosești ape geotermale pentru încălzire sau, dimpotrivă, din experiența dumneavoastră, este o afacere bună? Da, păi atunci ar trebui, discutând despre prețul pentru apa geotermală, ar trebui să-l dividem în două. Odată, cantitatea de energie care se poate obține din apa geotermală și ar avea un preț, iar al doilea, vânzarea apei geotermale direct la metru cub. Se practică metoda de a vinde apă geotermală în momentul în care consumatorul are propria instalație de încălzire, atunci cumpără apa geotermală pe care și-o transformă în energie termică. În funcție de temperatura pe care o are apa geotermală, prețurile variază între 1,5 lei pe metru cub până la 4 lei pe metru cub, mergând de la apele cu temperatura cea mai mică și ajungând până la apa care are temperatura peste 100 de grade. În ce privește cantitatea de energie care se poate produce de apa geotermală, în primul rând depinde de randamentul instalației de încălzire, randamentul schimbătoarelor termice și sistemul de folosire a acestei ape. Ideea este că apa geotermală trebuie să iasă dintr-un schimbător de căldură cu o temperatură de 35-40 de grade pentru ca să fie extrasă toată cantitatea de căldură în condiții economice. În această situație, prețul unei gigacalorii pentru apă geotermală variază între 60 de lei și 80 de lei. Oricum, mult, mult sub prețul cu care este vândută energia termică în momentul de față de către centralele termice sau de către alți producători de energie. Ne oprim aici cu acest dialog. Aș vrea să mulțumesc domnului Miron Sfârle, inginer geolog la o firmă care este proprietară a unor asemenea puțuri, unei bogății importante pe care o are România. Vom continua să aducem în atenția dumneavoastră acest subiect, pentru că poate ar fi momentul, ar fi cazul, ca și noi românii să ne trezim la realitate, să aruncăm o privire dincolo de frontierele României, să vedem ce fac străinii cu această importantă investiție.